Nu despre faptul că atunci când eu de rabă născusem, el deja primise primul aparat de fotografiat. Și despre faptul că atunci când deschideam eu mai bine ochii spre lumea culturală, Emanuel Tânjala deja era un fotograf consacrat. Mă aduc aminte de fotografiile din Flacăra. Eram adolescent când citeam Flacăra și mă aduc aminte de faptul că atunci fotografiile realizate de el erau deja considerate extrem, extrem de interesante. Emanuel Tânjala însă a existat, cum să spunem, din totdeauna o lume a lui, care de-abia acum se revelează. Este lumea asta și românesc așa cum l-a văzut el. Și ceea ce mi se pare interesant este că, sigur, așa mulți iubim, mai mult s-au văzut declarativ satul românesc, dar Emanuel Tânjala, care apropo s-a lansat la ziarul statul socialist, că așa era pe vremea. Dar Emanuel Tânjala trăiește cumva satul românesc pe dinăuntru ființei sale. Și acest lucru este dovedit în această cărțuie pe care vă invit să o cumpărați, amintind despre Țara Pierdută. O revistă, o carte care dovedește nu doar dragostea și cunoașterea sa pentru fotografie, ci o dragoste și cunoaștere profunde a vieții din satul nostru. Va fi dovedit acest lucru de parcurgerea acestei cărți despre regiuni din satul românesc, mai ales Vrancea, care au reușit în ultimii 70 de ani să supraviețuiască. Vrancea, nu întâmplător, a fost o regiune cu putere de rezistență foarte mare în perioada asaltului comunist asupra satului românesc. Acolo s-au păstrat niște structuri sociale arhaice, extrem, extrem de puternice și care au făcut ca regimul de ocupație, regimul sovietic de ocupație și regimul comunist, partener al regimului de ocupație sovietic, să întâmpine acolo o îndâlnire la care nu se așteptau. Așa cum a fost și în Maramureș, așa cum a fost în alte câteva, foarte puține regimuri, în care regimul totalitar a avut de înfruntat o rezistență, uneori cu arma mână, evident, așa cum se știe, a țăranilor. Mișcarea Națională de Rezistență era, de altfel, o mișcare a unor oameni care proveneau din satele României. Că ei au ajuns să revolți dintre ei ofițeri în armata română și învățaseră acolo să utilizeze arma și pe front, asta este altă discuție, dar ei, mulți dintre ei, foarte mulți, erau, de fapt, țărani. Și ei au format osatura Mișcării Naționale de Rezistență. Dar, oarecum, și despre aceste lucruri vorbește Emanuel Tânjala, despre acest sat care s-a încăpățânat să supraviețuiască într-o perioadă dură și care într-un fel încă se încăpățânea să trăiască și astăzi. Deși astăzi, în fața unui asalt al unor forțe mondializante, este mult mai greu de rezistat. Atunci când regimul advers era regimul comunist, puteai să identifici foarte ușor inamicul, poate că era cumva mai simplu, era mai dur, într-adevăr, trebuia să scoară la mână. Acum este mult mai dificil, inamicul este mult mai insidios și
atacă într-un fel aceste structuri, atâta cât au rămas aici despre care vorbeam, într-o altă manieră, prin intermediul comerțului, prin intermediul unui proces de aculturație, care este evident un proces insidios, așa cum orice proces de aculturație, dar care la noi se dovedește a fi aproape de un pericol mortal pentru satul nostru. Nu vreau să vorbesc mai mult despre asta. Înainte de a da cuvântul invitatului nostru important de astăzi, Emanuel Tăricioa, aș vrea să îl rog pe domnul președinte Mirel Tanoș, care în urmă câteva luni a găzduit lansarea unui alt volum al lui Emanuel Tăricioa la Institutul Cultural Român, să vorbească puțin despre acest tânăr care a trecut prin și prin cinematografie și prin fotoreportaj și mergea prin cultură. Un om care a fost foarte bun prieten cu foarte mulți oameni de cultură și care și-a păstrat tinerețea la o vârstă pe care nu o arată, nici pot să spun cu mare. În orice caz nu o arată. Și asta este foarte, foarte frumos. Domnul Tăricioa.